Intrarea în casă înseamnă intrarea în suflet. Dă-mi, Fiule, inima ta să-mi fac locaș în ea. Intrarea în minte. Deci și-a curățit mintea și simțurile. Vedeți, noi ținem totdeauna în biserică doar predici morale. Morale ca omul să învețe diferența dintre bine și rău. Dar filocalia e toată spirituală și este toată în duh și mistică, care merge numai pe Iisus minte, numai merge pe Iisus inimă și pe Iisus trup. Adică se consideră că omul care citește filocalia deja este într-o treaptă superioară de vețuire creștină. Deci nu mai vorbim de fumat, de băut, de curvit, de avortat. Astea deja sunt păcate ieșite din uzul mentalității creștinului adevărat. Deci el este într-o treaptă superioară. Ei, Vameșul deja era într-o treaptă superioară. Astăzi în casa ta trebuie să rămân. Adică înăuntru tău voi sta. Și într-adevăr, cuvântul lui Hristos s-a demonstrat prin faptul că Vameșul a dus în casa lui dintr-un zgârcit notoriu, dintr-un mărlan notoriu, dintr-un hapsân notoriu, el pune masă lui Hristos și ucenicilor, lucru care îl face pe cine? Pe popor, nu se reflecte asupra gestului Vameșului. L-au considerat atât de ignorant gestul? E ceva de genul, ceva de genul acesta. Tu știi că l-am văzut pe ministru cutare la biserică? Da, la dracu ce ăștia cred în Dumnezeu, a venit să-și facă reclamă. Deci asta este mentalitatea poporului despre persoana în sine. Același lucru l-au avut și despre Vameș. Un mărlan a profitat de ocazie și își face reclamă. Dar n-au atacat așa. Au tăcut pentru că știa că el are și el spionii lui care urmăresc ce se vorbește sau se murmură și știa că după aceea au de lucru cu el că îi jăcmănește când își plătesc. Ce făceau Vameși în Ierusalim? Pândeau drumul mătăsei care venea din Africa, deci din drumul Egiptului și vămuiau. Vămuiau aromatele, vămuiau condimentele, tot ce se vindea la vremea respectivă. Stofele scumpe, aurul, argintul, tot ce circula, deci lucruri din astea care le cărau comercianții. Și atunci, bineînțeles, că el taxa și lua cât vroia el, n-avea nicio treabă. Și dacă îl mai și supărai, ca la vamă și în ziua de azi. Dacă vrei, treci cu țigările la albița, dacă vrei, nu treci cu țigările la albița. Și atunci, sigur că trebuia să se pună bine cu Vameșul. Dar l-au atacat pe Iisus. De data aceasta, poporul a schimbat mentalitatea. Pentru că vorba populară spune așa. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. De data asta, Iisus este cel care a picat în discuția poporului. Păi învățătorul vostru mănâncă cu vameși și cu păcătoși. Deci, pe de departe, poporul a fost cel dezamăgit. Pe de departe, poporul a fost cel dezamăgit care a pus punctul pe rană și a zis nădăjdeam noi în învățătorul ăsta. Am auzit noi lucruri despre el. A făcut el minuni. A vindecat orbi. A dat gârmuților vedere. A curățit pe leproși. Dar dacă mănâncă și ăsta cu vameși și cu păcătoși, e tot o marfă slabă. Dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Tot din pronia lui Dumnezeu, că aici de data aceasta s-a stârnit orgoliu din păcătos. Faptul că după atâta vreme i-a intrat Dumnezeu în casa lui, imediat a și făcut un act de jertfă personală în gest de bună prietenie și s-a ridicat singur în picioare și s-a adresat după murmurul mulțimii cui? Direct lui Hristos. Doamne, n-am îndrăznit să spun că-s păcătos. Poate dacă îți spuneam, ocoleai casa mea. Dar dacă tot te am aici în mijlocul meu și dacă tot e atât de mare bucuria venirii tale în ograda mea, eu îți spun ca să știi.
dar un mod de spovedanie evazivă cumva, dar sinceră. Dacă am năpăstuit, ca și cum el nu știa că a năpăstuit, dar cumva să aibă și imaginea impecabilă în fața națiunii, a poporului, cum spun cei de astăzi. O să discutăm, o să rezolvăm, știm că sunt probleme, știm că sunt greutăți, vrem să vă ajutăm, vă vrem binele, dar suntem în tratative, adică voi munciți că noi furăm. Cam același lucru făcea și Vameșul, dar a luat-o pe ocolite trecând la subiect. Dacă a năpăstuit, întorc împătrit, adică ce face? Reface actele și returnează tot ce a luat în abuz. Deci, frumos, așa a arătat ce are de gând să facă. Dar, pentru că știa că din mulțime poate să cloncănească cineva și să vină cu gura mare, ce a zis? Dom'le, mai îmi rămâne o variantă. Oricum eu am adunat bogăție nedreaptă. Oricum eu am furat până n-am mai putut. Dar atunci s-a adresat el lui Hristos și a spus: Doamne, jumate din averea mea o dau săracilor. Vai, dacă ar face fiecare parlamentar așa, să vezi câți năcăjiți puțini ar mai fi pe pământ. Jumate din averea mea o dau săracilor, deci vă închipuiți că își permitea să facă această concesie de vreme ce jumătatea aceea îl interesa prea puțin că va fi risipită. Dar se pare, și aici e părerea și ideea exegeților, că nu motivul acesta a fost neapărat că avea bogăție multă sau puțină. Tocmai ar fi fost martor din culise, că voi știți, când se întâmplă ceva, oamenii spun din gură în gură și merg și zic: băi, tu ai auzit ce-a pățit cu tare, ai auzit ce-a pățit cu tare, ai auzit ce-a pățit cu tare. Auzise și el la vremea lui de tânărul care a venit la Hristos și curat, și plăcut, și impecabil de demn, și foarte, cum să spun, sobru în comportament. Doamne, ce să fac să moștenesc viața de veci? Auzi o întrebare pentru Vechiul Testament, la care spune să nu furi, să nu ucizi, să cinstești pe părinți, să nu mărturisești strâmb, la care nici n-a lăsat să termine din șirui decalogul, și tânărul i-a și spus lui Hristos: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Deci iată, un om cu bună creștere. Dar la toate acestea Hristos l-a pus într-o conjunctură și mai avidă. Da, dacă vrei să moștenești viața de veci, trebuie să vii în stot și să-mi urmezi mie. Și aici l-a blocat. L-a blocat în măsura în care până și apostolii s-au întors pe dos, pentru că n-au mai înțeles sensul legii. Vedeți, Mântuitorul când a venit, el a spus așa: eu n-am venit să stric legea, dar am venit să o desăvârșesc, să o împlinesc. Nu m-a luat tu la literă, că trebuie să dai dipomană, gata, am aruncat 5 lei și dacă am aruncat 5 lei, ca bula papală, mi-am rezolvat problema. Nu! Acei 5 lei aruncați trebuie să aibă scopul aruncărilor, că poți să-i arunci cu greață, cu scârbă, cu silă, cu obligație, de voie, de nevoie, și poți să o faci chiar din pură plăcere și atunci valoarea se dublează. De ce se dublează valoarea? Te duci în templu unde era Hristos cu Petru, pleci urechea ușor la Evanghelie și asculți. Și venind bogații zilei, deci atenție, și venind bogații zilei, adică cine? Parlamentarul, deputatul, senatorul, ministru, a mai dat o sponsorizare de tablă la biserica cutare, a mai dat o sponsorizare de pictură la biserica cutare, a mai dat o sponsorizare pentru tencuia la biserica cutare, sau a mai dat o sponsorizare la casa de copii cutare. Dar de unde a dat? Din banul public, din munca poporului, nu din truda lui. N-a mers el la prășit cu ziua și din aia 500 de lei a hrănit un sărac. Nu. A luat din pix, probabil era prea sătul sau era suma prea mică și nu îl încânta, și a zis: băi, să facem o concesie, ăștia 10 milioane sau 100 îi dăm și noi să arătăm că suntem oameni de fațadă. Ei, așa a văzut Hristos în templu.
și veneau la cutia templului și aruncau bani din prisos, spune, din prisos. Și venind o văduvă, deci ticăloșii aia care au pensia până în 2, 3, 5 milioane, a pus doi bănuți în cutia milei, la care Petru a tresărit. Petru n-a tresărit că a pus baba bani acolo, că era prea puțin. Și se gândea ce o să zică Hristos în raport cu bahnotele mari sau sicli sau dinari care erau aruncați de bogătani. Și Hristos, cunoscându-i cugetul, a spus cel mai mare lucru. Adevărat zic ție, aceasta a dat mai mult decât toți.